Ai fost vreodată singur acasă și chiar nu știi ce să faci? Înțeai că plictiseala îți dă așa una și tu cazi mor de plictisit? Nu ești trecut prin viața de singur acasă? Ei bine, astăzi eu te voi ajuta să nu te mai plictisești când ești singur acasă. Dacă ești gata, haide să începem. Vrei cumva să speli vasele? Oh, frate! Te-ai gândit să faci curat? Serios? Ai de gând să-ți faci temele? Tu-ți bagi joc de mine? Da! Ăla nici măcar nu are vârf. Vrei să uzi florile? Ei bine, nu ai greșit în tot acest timp. Tot ce trebuie să faci este să... Să stai în pat uitându-te la televizor. În loc să speli vasele, mai bine mănânci. Poți să te uiți la o grămadă de lucruri interesante. Trebuie neapărat să te joci pe calculator. Garantat nu are cum să dea greș, iar dacă m-ați Băi, idiotule, bă! Din cauza ta mi-au confiscat telefonul, nu mai am voie pe calculator, o să spăl vasele 2 ani de zile și o să fac muncă în folosul comunității. Păi nu trebuia să mă asculti, acesta este doar un pamflet. Tu ceapam! Băi, ceaie! Ok, sper că v-a plăcut acest mini-sketch pentru că cu asta mă ocup mai nou. Și vreau să spun că sunt super entuziasmat pentru că, frate, nici n-am făcut 15.000 de abonați și acum suntem 16.000 de abonați. Gen, e foarte fucking tare, adică sunt și mai entuziasmat pentru că am făcut pe canal un episod care a atins peste 100.000 de vizualizări. Cum, ne revedem data viitoare, nu uita de un like dacă ți-a plăcut, să te abonezi dacă încă n-ai făcut-o și dacă ești nou. Și acum apare outro-ul ăla, dar stați! Melodia de la outro se numește The Incredible. Acum chiar că închid. Pa, bă. Coming to play, you know I'm coming around the way with the lyrical spray gun. My boys, I've been waiting, we had to